Mioara Roman s-a stins din viață cu 2 luni înainte de a împlini 84 de ani. Tragedia s-ar fi întâmplat aseară în jurul orei 1, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic să o salveze. Haideți să urmărim povestea de viața mamei surorilor Roman, dar și unica declarație a lui Petre Roman cu privire la această tragedie. Puțini știu că prima iubire a Mioarei a fost Iosif Zilahi, cel cu care a fost căsătorită timp de 12 ani. Întâlnirea lor a avut loc atunci când Mioara Roman avea doar 19 ani, iar Iosif 27. Chiar dacă mariajul lor s-a încheiat, cei doi au rămas prieteni apropiați, păstrând legătura datorită fiicei lor, Katinka. Cu toate acestea, adevărata iubire a vieții Mioarei Roman a fost fostul premier al României, Petre Roman, motiv pentru care Mioara i-a păstrat numele de familie până când s-a stins din viață. Din această poveste de dragoste a rezultat fiica lor cunoscută, Oana Roman. Petre Roman este îndurerat de moartea fostei soții. Avem declarații în exclusivitate de la fostul premier despre trecerea în neființă a Mioarei, cea cu care a împărtășit 34 de ani de iubire. Îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău că s-a dus dintre noi, dar în același timp, o lungă perioadă de timp, s-a luptat cu o boală grea și a făcut-o cu personalitatea pe care eu cunosc bine, un om puternic, un om foarte inteligent, foarte pregătit, o persoană foarte cultă. A făcut mult bine în viața ei, a oferit sprijin oricui i-a cerut. Cred că a fost un profesor absolut remarcabil și sunt convins că sunt foarte mulți oameni tineri, nu numai, dar în special tineri, care au deprins foarte multe lucruri de la ea și lucruri cu care merg în viață mai bine, cu rezultate mai bune pentru ei. Acum cred că iar e mai ușor, pentru că a fost greu cu cât a avut, cât s-a luptat cu boala, și sunt sigur că Dumnezeu o ia la el să o odihnească, fiindcă merită foarte în modul cel mai deplin. Mioara Roman a fost foarte respectată în societate. A avut o carieră lungă ca profesoară de limba arabă și nu doar asta a fost meseria ei. Fosta soție a lui Petre Roman a activat ca reporter de război în tinerețea sa. Oana Roman a primit vestea morții mamei ei în timp ce se afla cu fiica Isabella în vacanță. Ieri era bine, au mobilizat-o, totul era bine. La ora 1 noaptea a decedat practic în somn, așa cum și-a dorit, în liniște și fără dureri. A făcut stop cardiac și au resuscitat-o, dar fără succes. A plecat liniștită, în pace și așa cum și-a dorit. Mereu a spus că vrea să moară în somn și Dumnezeu i-a împlinit dorința. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace. Va fi acum alături de părinții și sora ei. A spus Oana Roman pentru SpyNews.ro.